Aflat la încă un mandat de primar obținut în urma alegerilor locale din 9 iunie, Nicolae Moraru continuă investițiile în Comuna Pietrari. Printre lucrările aflate în derulare se află și proiectul Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea și Extinderea Centrului Cultural Multifuncțional Pietrari, care se ridică pe locul vechiului cămin cultural. Lucrarea, care se realizează cu fonduri de la Compania Națională de Investiții în valoare de 4 milioane de lei, a demarat la începutul acestei primăveri. Ne aflăm în apropierea amplasamentului realizării lucrării de investiții, reabilitare, modernizare, dotare și extindere centru cultural multifuncțional din Comuna Pietrari. E o lucrare destul de costisitoare, este finanțată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții și, sigur, vechiul cămin cultural de odinioară va ajunge o clădire modernă cu spațiile necesare atât pentru organizarea de festivități cât și pentru la etaj cu prevăzut cu atelier de creație, ateliere de lucru și multe alte lucruri moderne, cât și în ceea ce privește dotarea instituției. E o lucrare care o așteptam de mult la Pietrari, pentru că banii știți cum sunt, la bugetul local sunt foarte puțini și nu ne ajungeau pentru așa ceva. Valoarea investiției se ridică undeva la aproape 4 milioane de lei. Acum suntem la ce stadiu al lucrării? Cât mai este până la finalizare? La finalizare, din ceea ce s-a angajat cu constructorul, sigur, perioada la care prevăzută în autorizația de construire este mai mare, este de vreo 12 luni. Să constructorul, așa cum se dă și pe panou de afișaj, speră ca până la sfârșitul anului să fie mari, în general, lucrările să rămână finisajele pe timpul iernii sau în primăvară de realizat. Centrul cultural multifuncțional este structurat pe două nivele. La parter va avea o sală de spectacole care va permite desfășurarea activităților cultural-artistice în cele mai moderne condiții, iar la etaj vor funcționa ateliere de creație.